aperitiv cu somon, având un blat pufos, aerat, fără făină din grâu. Haideți să începem! Pentru blat avem nevoie de 8 albușuri de ou. Cu ajutorul unui mixer, bat albușurile de ou spumă. Adaug un praf de sare și un plic praf de copt. Semințele de in le pun în râșnița de cafea și le mixez. Va rezulta o pudră. Adaug 4 linguri de făină din semințe de in peste albușurile de ou și incorporez totul. Transfer amestecul rezultat într-o formă de tort pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. O pun la cuptor pentru 15 minute la 150 de grade Celsius. Verific cu ajutorul scobitorii dacă aluatul este copt și îl tai în două. Pentru umplutură voi folosi salată de icre, ridichi, o roșie și un cățel de usturoi. Tai roșiile cuburi și le pun peste salata de icre. Adaug și usturoiul și amestec totul. Am tăiat ridichile în felii și încep să transfer umplutura pe blat. Adaug și somonul în bucăți, ridichile, pun niște ridichi și dejur împrejurul blatului pentru a avea un aspect mai frumos și adaug ridichi și peste somon. Am uns și cealaltă jumătate de blat cu salată de icre pentru a avea aderență mai bună. Acum încep să ornez tortul nostru aperitiv. Am pus puțină salată de icre, niște rulouri de somon, adaug și niște ridichi plus niște măsline. Tai în cuburi mici 2 ardei copți și îi voi pune pe tortul nostru. Adaug niște frunzulițe de pătrunjel pentru decor. Și acesta este rezultatul final. Poftă bună!